oriunde alergate pe asfalt, la Cluj și Sibiu, campionatul național de rally urban l-a revenit pe macadam la Iași. Raliul Iașului, declarat anul trecut cel mai bun raliu din calendar, avea să fie și în acest an etapa decisivă în desemnarea campionului național al României. Cu un program lejer, probe speciale deosebite și o desfășurare de forță pe măsura unui eveniment de top, raliul Iașului Codnar și-a apărat blazonul oferind un spectacol deosebit. Înainte de startul de la Iași, alături de piloții Napoca Rally Academy, echipa Rally Magazin a primit o lecție de pilotaj la comenzile noului Ford Mustang pe circuitul Motorpark de la Adâncata. Despre toate acestea, în continuare la Rally Magazin. Același weekend în care în Australia se desfășura runda finală pentru titlul mondial al piloților, la Iași a avut loc etapa decisivă în lupta pentru titlul de campion al României, final în care favoritul principal era liderul clasamentului Simone Tempestini. Juniorul Napoca Rally Academy a avut o evoluție impresionantă în acest sezon, el reușind să-și adjudece toate etapele, 5 la număr, la care a participat cu modelul Fiesta R5. Șanse la titlu, mai mult sau mai puțin teoretice, păstrau și Bogdan Marișca, Edvin Chereti, Ghergo Sabo, Dan Gârtofan și Marco Tempestini, astfel încât raliul Iașului Codnar urma să ofere o luptă extrem de interesantă. La ediția din acest an, organizatorii etapei ieșene au propus o rețetă de program inedită, raliul debutând încă de joi seară cu deja clasica super specială din Iași și Râpa Galbenă, al cărui traseu a fost lungit pentru ediția din acest an. Pentru zilele de vineri și sâmbătă, în program au fost prevăzute câte două bucle identice formate din câte două probe speciale. În total, cele 9 teste contra cronometru însumând puțin sub 120 de kilometri. Asta după ce o parte dintre sportivi au solicitat scurtarea pentru de proveți în acest de securitate. Chiar și așa, raliul Iașului a rămas cu coeficient 1,2 după ce inițial s-a decis retrogradarea acestuia la coeficient 1, însă modificarea coeficientului, care influențează în mod direct punctajul acordat concurenților, ar fi bulversat socotelile în lupta pentru titlurile de campion la mai toate categoriile. Ca și la Sibiu, un rol esențial urma să-l joace vremea. După o lungă perioadă de caniculă, Iașul întâmpinându-și oaspeții cu o vreme răcoroasă și un cer mohorât ce anunța o iminentă apariția ploii. Să trecem rapid în revistă cum au decurs ostilitățile în etapa a 6-a sezonului. Revenit în acest an în campionat după absența de anul trecut, Sibiu Rally a schimbat suprafața de rulare de la macadam la asfalt, în rețeta etapei sibiene figurând și celebrul Transfăgărășan. Simone Tempestini și-a completat palmaresul cu o nouă victorie, juniorul Napoca Rally Academy, punându-se din nou fără drept de apel. Victoria de la Sibiu, a cincea din carieră, i-a consolidat acestuia poziția de lider al clasamentului absolut, conferindu-i și prima șansă la titlul de campion național al acestui sezon. După ce inițial a părut că se poate duela pentru victorie cu coechipierul său, Bogdan Marișca a încheiat Sibiu Rally Challenge pe poziția secundă, rezultat ce l-a promovat pe locul al doilea în clasamentul după 6 etape. Ghergo Sabo a revenit pe podium la Sibiu, la capătul unei evoluții excelente, pilotul maghiar ocupând locul al treilea. Forța din motive de buget să treacă de la volanul modelului Fiesta R5 la mai vechiul Mitsubishi Lancer Evo 10 de clasă 3, Edvin Chelet i-a încheiat etapa sibiană numai al 6-lea, clujeanul ieșind astfel din lupta pentru titlul de campion pe care îl viza la startul sezonului.
La polul opus, Raul Badiou a obținut o nouă victorie la două roți motrice și în absența rivalului său, Adrian Răspopa, și-a adjudecat titlul de campion în categoriei Avala Letra. Acesta a fost topul 10 la Sibiu Rally Challenge, etapa cu numărul 6 a sezonului. Victoria de la Sibiu l-a adus pe Simone Tempestini la un pas de titlul de campion, în timp ce în spatele său lupta pentru celelalte locuri pe podium se anunța una extrem de strânsă și interesantă. Așadar, raliul Iașului Codnar era scena unde Simone Tempestini își putea trece în cont titlul de campion național absolut. Teoretic, socotelile sale puteau fi încurcate de oricare dintre ocupanții locurilor 2-6, însă cel mai bine plasați erau Bogdan Marișca, Edwin Cheleti, respectiv Gergo Sabo. Dacă am scădea cel mai slab rezultat al acestora din etapele desfășurate în a doua jumătate a sezonului, situația se prezenta diferit, cele mai multe puncte rămânând în dreptul lui Edwin Cheleti și Gergo Sabo. Dacă în lupta pentru titlu, contracandidații lui Simone Tempestini aveau nevoie în primul rând de o contraperformanță a liderului, lupta pentru titlul de vicecampion, respectiv pentru ultima treaptă a podiumului, era deschisă oricărui rezultat. 5, 4, 3, 2, 1, 2. Trenta ritarda poco, sinistra 3 più, continua interno 3 più, apre, 50 a vista. La capitolul noutăți în rândul concurenților este de menționat revenirea lui Manuel Mihalache, revenire care complica socotelile în cadrul clasei 3, unde brașoveanul urma să aibă un cuvânt greu de spus. Tot în limitele clasei 3, Florin Tincescu urma să debuteze pe Macadam cu o mașină cu tracțiune integrală, respectiv Subaru Impreza, după ce la Sibiu a luat startul pentru prima dată pe asfalt cu același model. După ce a absentat la Sibiu din cauza faptului că recarosarea Citroenului DS3 în urma accidentului de la Cluj a fost una de durată, Adrian Răspop a revenit la Iași, unde însă lipsea principalul său rival, Raul Badiou. Cu titlul de campion al categoriei două roți motrice în buzunar încă din etapa precedentă, tânărul sibian a decis să nu ia startul la Iași din rațiuni ce țin de buget. După sesiunea de teste desfășurată în dimineața zilei de joi, raliul Iașului Codnar a debutat la ceas de seară cu parcurgerea super specialei Râpa Galbenă. Pentru un plus de suspans, ordinea de start pe prima probă a etapei ieșene s-a stabilit prin tragere la sorți, astfel încât favoriții au fost amestecați în pluton. Simone Tempestini a debutat în forță și a fost cel mai rapid pe circuitul stradal, instalându-se în fotoliul de lider al clasamentului. În spatele coechipierului său a oprit cronometru Bogdan Marișca, clujeanul fiind mai lent cu 1,1 secunde decât câștigătorul probei. Cât de bine știți probele speciale! Al treilea timp al specialei a fost stabilit tot de un membru al Napoca Rally Academy, Marco Tempestini, care a fost mai lent cu numai 3 zecimi decât Marișca. Sosit al patrulea, Manuel Mihalache se instala la conducerea clasei 3 cu un avans de 2,3 secunde în fața lui Edwin Cheleti.
Între cei doi, pe locul 5, a încheiat prima proba raliului Iașului Codnar, Gergo Sabo. Pilotul maghiar cede în 3,2 secunde față de liderul Simone Tempestini. Dan Gârtofan nu a reușit decât al șaptelea timp pe proba de debut, în urma brașoveanului clasându-se Horațiu Savu, Sorin Badea, respectiv Florin Crișan. Echipajul 445 la acel local, pe un domnul de tine, așa cum era de așteptat, Adrian Răspop a fost cel mai rapid dintre protagoniștii categoriei două roți motrice. Însă acesta a primit o penalizare de 2 minute înaintea startului pentru depășirea în mod repetat a vitezei legale în timpul sesiunii de recunoaște. Și astfel Răspop a pornea la Iași de pe ultima poziție a clasamentului. Acesta a fost primul top 10 la raliul Iașului Codnari, penultima etapă a sezonului. Lucrurile serioase la etapa Iașeană au început vineri. În programul zilei era prevăzută o buclă formată din două speciale ce urmau să fie parcurse de două ori. Între acestea, concurenții urmând să efectueze și o vizită în parcul de servici din fața Palatului Culturii din Iași. Pe prima probă a zilei, speciala Ciocaboca, cel mai rapid este Simone Tempestini, care își mărea dintr-un foc avansul în fruntea ierarhiei la 16 secunde. Pornit din poziția secundă, Bogdan Marișca lovește roata dreapta spate în urma impactului, janta spărgându-se, și astfel clujeanul a fost silit să se oprească pentru a schimba roata. El pierde peste 7 minute și îl înlocuia pe Adrian Răspopa pe ultima poziție a clasamentului, șansele sale la un rezultat bun la ea și devenind practic nule. Cu al doilea timp al probei, Marco Tempestini urca pe aceeași poziție și în clasament, secundându-și fiul. Și Gergo Sabo a promovat în clasament. Sosit al treilea pe a doua specială, pilotul maghiar a urcat două poziții și ajungea pe locul 3 la 14,9 secunde în spatele lui Marco Tempestini. Deși a încheiat prima probă a zilei numai al șaselea, Manuel Mihalache rămânea în poziția a patra, însă avansul său în fruntea clasei 3 în fața lui Edwin Chieleti s-a redus la numai 90. Clujeanul a încheiat proba pe 5 și a urcat pe aceeași poziție și în clasamentul general. Florin Crișan are un debut bun de zi și cu al patrulea timp al probei urca pe locul 6 în clasamentul general, respectiv pe 3 în ierarhia clasei 3. În ciuda unor zgomote suspecte în cutia de viteze, Rareș Tomiță oprește cronometru cu al șaselea timp și intră în top 10 pe locul 8.
Deși cu o penalizare de 10 secunde pentru start anticipat, Florin Tincescu a reușit al 10-lea timp pe a doua specială a raliului Iașiului, confirmând că se simțea mai bine pe macadam decât pe asfalt. Prima probă adevărată a penultimei etape a reconfigurat substanțial vârful ierarhiei. Simone Tempestini părea din start că nu va putea fi ajuns de urmăritorii săi, în timp ce lupta pentru celelalte poziții de pe podium era una deschisă oricărui rezultat. Simone Tempestini și-a adjudecat și prima parcurgere a celei mai lungi probe a etapei ieșene, avansul său în fruntea ierarhiei devenind unul confortabil, mai exact 56,1 secunde. Cu al doilea timp al probei, Gergo Sabo s-a apropiat la numai 5,1 secunde de locul al doilea ocupat de Marco Tempestini. Acesta din urmă a încheiat proba numai al patrulea între cei doi, anunțându-se un duel interesant pentru poziția secundă. Sosit al treilea, Edwin Cheleti urca în poziția a patra, prelung șefia clasei 3 de la Manuel Mihalache. Brașoveanul, clasat pe 5, pe a treia specială, cădea pe aceeași poziție și în clasamentul general. Dan Gârtofan a recuperat o poziție în clasament după speciala Mădârjac, ajungând pe locul 6 la 13,7 secunde în spatele lui Manuel Mihalache. O poziție în clasament a urcat și Rareș Tomiță, sibianul ajungând pe 7 la general și pe locul 3 al clasei 3, în ciuda faptului că a rămas fără treapta a patra cutiei de viteze. Florin Crișan nu a mai reușit o evoluție la fel de bună ca pe speciala din debutul zilei și a pierdut două poziții în clasament, ajungând al 8-lea în ierarhie absolută. Cu probleme de presiune la turbină, Horațiu Savu a părăsit topul 10, locul său fiind luat de juniorul Napo Caralia Academy, Florin Tincescu. Așa se prezenta vârful ierarhiei la jumătatea zilei secunde a raliului Iașului Codnari. Simone Tempestini părea că nu va avea probleme în obținerea celei de-a șasea victorii din sezon, în timp ce în spatele său Gergo Sabo atac a susținut poziția secundă. După o vizită în parcul de servici din Iași, concurenții au atacat din nou specialele Ciocaboca și Mădârjac. 50. Destra 4 meno, per sinistra 4 non tagliare, in destra 4 meno corta, in subito attenzione sinistra 3, chiude non tagliare sempre 2 più, 70. Și la a doua parcurgere a specialei Ciocaboca, cel mai rapid a fost tot Simone Tempestini, care își mărea avansul la peste un minut. Ca și la prima parcurgere, în spatele liderului a oprit cronometrul în ordine Marco Tempestini și Gergo Sabo, distanța dintre cei doi crescând la 8,7 secunde. A
Al patrulea timp al probei a aparținut această dată lui Dan Gârtofan, însă brașoveanul nu reușea să recupereze decât 1,6 secunde din ecartul cel separat de Manuel Mihalache. Acesta din urmă închin proba al cincilea. Edwin Chelety face un tetachiu și pierde secunde prețioase, văzându-și avansul în fruntea clasei 3 diminuat la numai 1,8 secunde. După ce echipa de asistență tehnică i-a schimbat cutia de viteze, însă cu o întârziere ce a adus o penalizare de 50 de secunde, Rareș Tomiță a avut probleme cu un senzor nelegat corespunzător și a pierdut timp. Sibianul a căzut pe locul 10, problemele sale promovându-i pe pozițiile 7, 8, respectiv 9, pe Florin Crișan, Sorin Badea și Florin Tincescu. Simone Tempestini și-a trecut în cont și ultima proba zilei secunde a raliului Iași-Codnar și cu un avans de 1 minut și 40 de secunde se afla la un pas de titlul de campion al României. A fost un pic greu pentru că a plouat și nu mă așteptam să găsesc, mai ales pe Madarjac, noroi. Chiar prima secțiune din coborâre cu mai multe viraje, partea mai virajată, avea unele viraje pe pod îngust, unde s-a aluneca foarte tare. A fost un pic tricky, să zicem, și prima cioca-boca a fost incredibil de alunecoasă. Și dacă, bine, am plecat al doilea pe drum și foarte, foarte multe pietre. Să zicem că după, când s-a curățat drumul a doua tură, am văzut diferența, că am reușit să cobor timpul cu 20 de secunde și ritmul a fost aproape același. Mâine vom încerca să ținem un ritm bun ca și azi, să nu ne asumem niciun fel de risc și sperăm să ajungem la sfârșit și să ne putem bucura. Deși a cedat 2,5 secunde în duelul cu Gergo Sabo pe speciala A5, Marco Tempestini și-a păstrat poziția secundă și era optimist vis-a-vis de ultima zi a etapei ieșene. A fost tot ok, mașina a fost în parametri de mult, nu am avut mașina pentru o zi întreagă în parametri și tot a fost ok. Probleme îmi plac, 1,2 secunde pe kilometru de la Simone, pentru mine foarte bine. Noi trebuie să reglăm Gergo, dar Madarjac era proba în care mi-a batut de fiecare dată, în care puteam să pierd, celelalte probe sunt mai mult pe placutul meu și a mașinei, așa, mâine sunt pozitiv. Sosit al doilea pe ultimul test al zilei, Gergo Sabo era separat de 6,2 secunde de ocupantul poziției secunde. Însă pilotul maghiar nu arăta intenții ofensive pentru ultima zi. Perfect. We do again the plane. We are the third position. Everything was perfect. The car it's very well. The team it's okay. And we don't do so big mistakes and we don't do so many risks. When we can finish in the same position tomorrow, for me it's foarte bine. Încheind a doua parcurgere a probei maraton Mădârjac cu al patrulea timp, Edwin Chelety și-a refăcut avansul avut în fața lui Manuel Mihalache. Cei doi fiind separați de 14,1 secunde înaintea ultimei zile a raliului Iașului-Codnari. A fost rapid, ca de obicei la Iași. Probele
O să repet de multe ori și sper să nu se plictisească nimeni, sunt foarte, foarte frumoase, foarte tehnice. Am mers bine, în afară de PS4, a doua trecere pe Cioca Boca, am făcut un tetacă într-un arc de păr de dreapta și ne-am oprit vreo 15-20 de secunde. În rest totul a mers conform planului, suntem unde vrem și așteptăm, că mai e mult, mai e o zi. Strategia e să ne păstrăm poziția. Mi-au plăcut foarte mult probele. Pe a doua buclă nu m-am simțit foarte confortabil pe ud. În schimb, pe prima probă din a doua buclă, totul a mers foarte bine. Suntem aici să ne simțim bine, nu avem neapărat un target. Dacă lucrurile vor ieși așa cum ne dorim, suntem foarte mulțumiți. Încheind ziua în aceeași notă în care a început-o, Dan Gârtofan ocupa poziția a șasea, însă brașoveanul ajunsese la numai 70 în spatele lui Manuel Mihalache. Da, prima trecere mai lejer, așa am mers cu, iarăși am făcut un pic de teste de anvelope. Oricum, am spus că la raliul ăsta merg de plăcere și am încercat să ne simțim ok. Am mers cu niște cauciucuri noi, care n-am reușit să le înțeleg foarte bine din prima. Și a doua buclă am mers cu gumele mele, cauciucurile mele consacrate, mai vechi, dar am simțit mai bine. Poate s-a mai și curățat drumul. E o luptă acolo cu băieții de la grupa N și sper să reușesc să fac timp bun de dimineață, să trecem de ei și să terminăm cât mai sus în clasament. Asta e obiectivul nostru. Florin Crișan și-a păstrat poziția a șaptea în ierarhia generală, respectiv locul 3 la clasa 3 și părea mulțumit la finalul zilei. Mai bine decât mă așteptam, mașina acum ascultă, merge, îmi par mințile ei. Eu zic că chiar foarte bine. Mai puțin Mădârjacu, unde asta este. Mergem cât putem de tare, dar se pare că nu reușim să găsim o viteză finală mult mai mare. Am dat tot ce am putut, am și greșit. Mașina am reușit să îi găsim anomalia care câteva etape ne-a dat bătăi de cap. Mâine sunt probe care probabil sunt mai pe placul nostru, nu sunt chiar așa de cu viteze așa de mari și sper că acolo să mergem în continuare la fel ca și pe Cioca Boca. Aflat pe poziția a 8-a înaintea ultimului test al zilei, Sorin Badea a greșit și a ieșit în decor. Deși fără avarii la mașină, sibianul a fost silit la abandon, Fordul Fiesta R5 rămânând suspendat pe un șanț într-o zonă fără spectatori. Abandonul lui Badea l-a promovat pe locul 8 pe juniorul NREA Florin Tincescu. Am început încet, cum era normal, n-am vrut să forțăm nimic. Am greșit aseară la super specială și mi-a fost de ajuns. Am lovit o bordură și le-am dat băieților de lucru de dimineață, dar și-au făcut treaba și am pornit cu mașina ok pe probe. A doua bucată a zilei a fost mult mai bine, am ridicat ritmul, chiar dacă pe Cioca Boca ne-am răsucit, dar totul a fost ok, o zi bună pentru noi. Mâine la fel ca și astăzi, dar sper că cu ritmul de pe a doua buclă să merg de la început. O poziție în clasament a câștigat și Rareș Tomiță, în finalul unei zile pe care își dorea să uite cât mai repede.
cred că a fost cea mai rea zi de raliuri de când m-am apucat de raliuri. Pe prima probă, pe la jumătate am auzit ceva în cutie, la a patra, am mers timorați, după probă ne-am dat seama că este de fapt un pinion în cutie și pe tot mă dârja, am sărit peste a patra, mergeam doar dintre 5 și invers, ceea ce a fost foarte, foarte greu, având în vedere că erau multe viraje de a patra. Am venit în service, băieții au reușit să schimbe cutia, dar am luat o penalizare de 50 de secunde deoarece am întârziat 5 minute la ieșire din service, iar la startul la Ciocaboca ne-am dat seama că un senzor nu era băgat unde trebuia și mașina nu făcea mai mult de 4.000 de ture și n-am putut să mergem absolut deloc. A fost infernal, am pierdut foarte, foarte de mult timp. Îmi pare rău că nu am putut fi și noi la bătaie cu Edwin și cu Manu. Dar asta este, ne pregătim pentru anul viitor. La capătul unei zile cu probleme, Horațiu Savu încheia topul 10 al ierarhiei generale. Din nou un raliu cu ghinion pentru noi, avem o garnitură care ne-a jucat feste, a mers fără turbină, fără presiune maximă de fapt, de la jumătatea primei probe de dimineață. Asta este, suntem pe locul 6 din 6 la clasă și pe 10 la general, obiectivul cu primii 10 l-am atins, partea proastă cu clasa care ne interesau cât mai multe puncte, poate puteam sări peste etapa de la Harghita, se pare că vom fi prezenți și acolo. Das ist Motorsport, vorba românului, și n-avem ce să facem. Este o mașină veche, știam că așa pățim de la începutul anului, pentru că degeaba investești și faci revizie, de exemplu, la faci un motor nou, pentru că vor ceda tot felul de lucruri care efectiv nu ai cum să prevezi că se vor întâmpla. Înaintea ultimei probe a zilei, Bogdan Marișca decide să se retragă, având în plan o revenire sub incidența regulamentului Super Rally. Pe prima probă la 2 km am atins șoa prin iarbă cu stânga spate, dar foarte ușor. Am mai mers câteva sute metri, nu multe, și am simțit că se lasă mașina. De fapt, ce se întâmplase? Probabil că am atins janta într-un mod foarte ciudat sau avea o fisură și s-a rupt complet janta, a rămas doar miezul și a plecat anvelopa cu toată roata. A trebuit să ne oprim să schimbăm roata, după care evident că n-am putut să schimbăm roata corect. N-a căzut mașina de pe cric, dar s-a întâmplat altă ciudățenie, nu ieșea capul pistolului de pe prezoane. Am pierdut vreo 7 minute. Setup-ul mașinii nu-mi place, ceva nu-mi place cum funcționează, nu mă înțeleg bine cu mașina. Eram pregătit să mergem mâine în Super Rally, nu știu cum merge. Dacă găsim care e problema mașinii, atunci vă luăm statul Super Rally. Dacă nu, nu, pentru că nu are niciun sens să riscăm. La capătul unei furibunde curse de recuperare, Adrian Răspop a ajuns la finalul zilei în postura de lider al categoriei două roți motrice, însă era departe de a fi fericit. N-a fost rău pentru noi, ținând cont că datorită înțelepciunii conducătorilor noștri din federație am plecat cu 2 minute de penalizare încă de ieri de la startul raliului. Motiv pentru care sunt foarte hotărât să-i dau un judecat în civil pe toți cei 3 membri ai CSS-ului care au luat hotărârea de a-mi da 2 minute de penalizare ieri. Trecând peste toate lucrurile astea, am căutat să ne relaxăm aseară și să încercăm să mergem într-un ritm și să facem tot posibil pentru a recupera. În prima buclă am recuperat cele 2 minute față de contracandidații care au luat startul în categoria două roți motrice. Îmi pare rău că Raul nu este aici, dar el deja are titlul în buzunar. Rolul meu în acest raliu este de a-mi asigura numai titlul de vicecampion. Cu mai puțin de 40 de kilometri de probă specială rămași de parcurs, Simone Tempestini conducea detașat, numai un ghinion putând să-l împiedice să câștige penultima etapă a sezonului. Lupta pentru locul 2 urma să continue și în ultima zi, de urmărit fiind și duelul dintre cei doi brașoveni pentru poziția a 5-a. Cu o săptămână înaintea startului de la Iași, echipa Rally Magazine a avut ocazia de a primi o lecție de pilotaj de la membrii Napoca Rally Academy, la comenzile noului Ford Mustang pe circuitul Motor Park de la Adâncata. Avându-l în dreapta pe Simone Tempestini, am avut deosebită plăcere de a scoate aproape tot din versiunea de motorizare de 2,3 litri ce dezvoltă 317 cai putere, într-o configurație a circuitului în care diverse marcaje cu popici ne-au ajutat să ne înscriem pe trasele corecte,
respectiv să experimentăm frânări de urgență de la peste 200 de km pe oră. În final, într-o cursă de urmărire în care iepurele a fost Bogdan Marișca, m-am bucurat și de senzațiile tare oferite de monstrul V8 de 5 litri și 418 cai putere, experiența trăită alături de liderul campionatului național de raliuri fiind greu de exprimat în cuvinte. Ritarda tot posibilita trecuiu, continua interna trebuie apre, 50 vista. Revenim la raliul Iașiului Codnari, unde pentru ultima zi mai rămăseseră de parcurs de câte două ori, două speciale scurte ce totalizau aproximativ 40 de kilometri. Atât îl mai despărțea pe Simone Tempestini de titlul de campion național și tot atât mai avea la dispoziție Gergo Sabur încercarea de a-i lua poziția secundă lui Marco Tempestini. Revenit finalmente în concurs sub incidența regulii Super Rally, Bogdan Marișca greșește și iese în decor, pe chiar prima proba zilei, și astfel penultima etapă lua sfârșit definitiv pentru pilotul clujean. Și pentru Rareș Tomiță, prima proba zilei de sâmbătă avea să fie ultima, sibianul fiind trădat de motorul Lancerului său Evo 9. La polul opus, Simone Tempestini începe ziua cu un nou scratch, continuându-și galopul de sănătate pe macadamul ieșan. Cu al doilea timp al probei, Edwin Chelety se desprindea la 22,3 secunde de Manuel Mihalache, consolidându-și poziția de lider al clasei 3. Marco Tempestini, sosit al treilea, mai punea 2,2 secunde în fața lui Gergo Sabo, ecartul dintre cei doi ajungând la 8,4 secunde. Dan Gârtofan este mai rapid decât Manuel Mihalache, însă brașoveanul nu reușește să recupereze decât 40 de secunde din cele 7 care îl separau de ocupantul poziției a 5-a. Duelul dintre cei doi fiind unul extrem de pasionant. Cu al 10-lea timp al specialei, Adrian Răspopa reușește să intre pe ultima poziție în puncte în ierarhia generală, el controlând autoritar ostilitățile în cadrul categoriei două roți motrice. Scurtată la numai 10,7 km din rațiuni de securitate, speciala Dobrovăț este câștigată tot de Simone Tempestini. Tatăl său Marco a mai pus 3,3 secunde în fața lui Gergo Sabo și părea că duelul pentru locul secund se apropia de final cu numai două probe rămase de parcurs. Mai rapid cu 1,6 secunde decât Dan Gârtofan, Manuel Mihalache își mărea avansul în fața pilotului Skoda, însă acesta rămânea fragil, respectiv numai 1,9 secunde. Pe proba 7, Florin Tincescu începe să se confrunte cu probleme tehnice.
Motorul impreței sale s-a oprit și a refuzat să mai pornească timp de 15 minute. Tânărul membru al Napoca Rally Academy, ratând obținerea primelor puncte în clasamentul general al sezonului. Finalmente, el a fost nevoit să se retragă pe chiar ultimul test al raliului și a plecat de la Iași cu gustul amar al abandonului. Problemele lui Tincescu l-au promovat pe ultima poziție în topul 10 pe Mihai Manole, acesta ocupând și poziția secundă în ierarhia categoriei două roți motrice. Acesta era topul 10 la raliul Iașului Codnari cu două probe înainte de final, puține surprize putând să mai apară. Simone Tempestini și-a trecut în cont și ultimele două probe și-a încheiat raliul Iașului Codnari în fanfar. Victoria categorică de la Iași i-a adus juniorului timului Napoca Rally Academy titlul de campion național absolut. La cei 21 de ani ai săi, Simone Tempestini a devenit astfel cel mai tânăr câștigător din istoria campionatului național de raliuri, după ce Vali Porcișteanu deținuse acest record, obținând singurul său titlu în 2011, pe când avea 28 de ani și 288 de zile. Pe parcursul sezonului 2015, Simone a câștigat 47 de probe speciale în 7 etape, iar raliul Iașului Codnari este a doua etapă din sezon în care a reușit să câștige toate probele speciale, după ce a mai făcut același lucru și la raliul Aradului. Astfel, după un sezon perfect pentru proaspătul campion, a venit momentul să se bucure de șampania învingătorului. Mă simt foarte bine, am muncit tot anul și am făcut, echipa noastră a făcut niște mari eforturi ca să putem să fim cu mașina așa performantă. Eu am, la fiecare etapă care am participat cu R5, am reușit să fac de fiecare dată o cursă aproape de perfecțiune, la care nu am comis nicio greșeală. Deci sunt foarte fericit de lucrurile pe care am reușit să le fac anul ăsta. Aici la Iași a fost din nou totul cum doream și așa cum ne-am planuit, și asta a fost obiectivul nostru de la începutul anului, să reușim să castigăm titlul de campion național. Am reușit, deci suntem foarte mulțumiți. Reușind să-și păstreze poziția secundă până la final, Marco Tempestini a completat o dublă în familie, acesta fiind cel mai bun rezultat din sezon pentru veteranul Napoca Rally Academy. Însă, în mod firesc, cea mai mare satisfacție pentru seniorul Tempestini o reprezenta reușita fiului său. E foarte ok, suntem clar foarte mulțumit de ce a făcut Simone, ce a făcut echipa, suntem ca tata, sunt foarte mândru și așa. Tot ok, a fost ok pentru că prima dată că un raliu fără nicio problemă și anul ăsta și timpii au fost ok, clar. Am lucrat foarte mult, toată lumea pe Simone să nu împingă prea mult, să nu riscă. Probabil ritmul lui a fost un pic mai coborât decât celălalt raliu, dar ecartul de la el a fost foarte ok pentru noi, normal. Mă bucur de cum a fost raliu. Acum s-a redeschis aproape tot. Zicem că locul 2 probabil e dat, dar pentru locul 3 suntem 4, că suntem acolo cu șanse posibil. Larghita va fi interesant. Reușind o nouă clasare pe ultima treaptă a podiumului, Gergo Sabo a revenit pe locul secund în clasamentul general al sezonului, fiind cel mai bine plasat în lupta pentru titlul de vicecampion. I'm really happy. We do again the plan. Everything was perfect on the race, and we are now on the championship and the second position. We go for the next race, the last race to Harghita, to home, and I hope we can do there also in good results.
victorios la clasa 3 și clasat la limita podiumului general în poziția 4, Edwin Chelet își păstra la rândul său șansele la titlul de vicecampion. Lucrurile urmă să se tranșeze în ultima etapă a sezonului, ce se va desfășura în Harghita. Foarte mulțumit. În condițiile în care am alergat cu mașina de grupă N, mă rog, clasa 3, locul 4 la general și victoria la N este absolut maximum ce puteam spera. Totul a decurs perfect, mașina a funcționat minunat și chiar ne-a făcut mare plăcere să mergem cu ea. Planul pentru Harghita este clar, să păstrăm poziția 3 la general sau de ce nu să o îmbunătățim. Chiar dacă a reușit să fie mai rapid decât Manuel Mihalache pe ultimele două speciale, Dan Gârtofan nu a reușit să recupereze decât 1,3 secunde din ecartul cel separat de pilotul brașovean. Astfel încât cu un avans de numai 6-10, Manuel Mihalache și-a păstrat poziția 5-a în clasamentul general, el bifând și locul secund la clasa 3. Cei doi au fost și protagoniștii trofeului Iași Flat Out, care a răsplătit cel mai lung zbor la săritoarea de pe speciala Dobrovăț. Organizatorii au hotărât să-i premieze pe ambii piloți, diferența dintre ei fiind de doar jumătate de metru. Dan Gârtofan reușind saltul cel mai lung, respectiv 27 de metri. Suntem foarte mulțumiți de rezultat. Ultima probă a fost cam tricky pentru noi. Înainte de startul probei am văzut discul față dreaptă crăpat în vreo două locuri. În CO nu mai aveam comunicare, am schimbat căștile, nu mergea nici așa. Până la urmă am mers inversați cu comunicarea mea la Ionci și eu la comunicarea lui Ionci și așa ne-am auzit, dar totul a decurs bine. Suntem mulțumiți, foarte mulțumiți de rezultat. Sperăm ca și în continuare să mergem tot așa. Sunt mulțumit că am terminat cu bine, asta e cel mai important. Am avut azi o prima trecere, o săritură mai nenorocoasă, așa să spunem, și am atins bara și un pic radiatorul, dar ok, ca și rid, cu grijă. Și bine, da, până la urmă bine. Ieri am ciufulit-o acolo cu anvelopele, n-am reușit așa timp bun, dar pe ansamblu important e că am ajuns cu bine la final. Florin Crișan a ocupat la finalul raliului Iașului Codnari ultima treaptă a podiumului clasei 3, el plecând acasă și cu punctele aferente locului 7 în ierarhie absolută. Un raliu pentru mine fără incidente, un raliu care îmi place în tot timpul, viteză bună pe probe atât când ne permite materialul, mai mult de atât nici nu puteam să fac. La capătul unui raliu marcat de probleme tehnice, Horațiu Savu s-a clasat la limita podiumului clasei 3, însă clujanul păstra șanse la titlul de campion al categoriei, lupta urmând să se tranșeze în ultima etapă a sezonului. Am recuperat astăzi tot ce am mai putut face și datorită ghinionului colegilor noștri de la clasă. Am ajuns până pe locul 8 în clasamentul general FIA și până pe 4 la clasă, deși ieri eram ușor disperați că eram ultimii dintre ultimii, dar așa se întâmplă, asta este. Suntem mulțumiți până la urmă, din păcate trebuie să ne ducem și la Harghita, care aveam aici o mică șansă ca să scăpăm de prezența acolo, pentru că ne costă o etapă în plus din banii proprii ca să te deplasezi, este o sumă destul de mare și ne aranja foarte bine dacă puteam scăpa de acea etapă. Dar asta este, vom fi prezenți și acolo și să vedem ce ne rezervă acea etapă. Fără un adversar pe măsură la categoria două roți motrice, în afara penalizării de 2 minute primite înaintea startului, Adrian Răspopa s-a impus lejer la categoria două roți motrice, asigurându-și titlul de vicecampion al categoriei la capătul unui sezon presărat cu greșeli și probleme. Am fost destul de motivați, fiindcă unul la mână că luam startul cu o mașină nouă, trebuia să încercăm să obținem cât mai multe puncte. E adevărat că n-am avut o luptă foarte acerbă în cadrul grupei, dar înțelepciunea CSS-ului ne-a făcut să nu ne plictisim și ne-a dat 2 minute de la începutul cursei. E un rezultat bun, fiindcă, așa cum am spus, mașină nouă, echipa a lucrat foarte bine, trebuia să stăm pe drum, dar nici să nu avem un tempo foarte liniștitor, fiindcă ne doream în final o clasare în primii 10 și, evident, maximul de puncte de la două roți modrice le-am obținut. Clasat pe ultima poziție în puncte în ierarhie absolută, respectiv pe locul 2 la categoria două roți motrice, Vlad Cosma a bifat victoria în cupa Suzuki, respectiv la clasa 9. La această din urmă categorie, clujanul și-a securizat titlul de campion, în timp ce în cupa Suzuki titlul se va juca în ultima etapă a sezonului.
un raliu senzațional, ne-am simțit foarte bine, a mers foarte bine, totul a funcționat corect cu mașina, cu băieții, cu Diana și la sfârșit am reușit o luptă foarte, foarte interesantă cu Mihai. Am obținut și un loc, doi, așa, on purpose, la două roți motrice. Ne bucurăm foarte tare. Ma, un pic lupta a fost, să zic, am fost ajutați de condițiile de trafic de pe probă, dar asta e motorsportul și suntem foarte, foarte bucuroși că am ajuns la final, suntem campioni la clasa 9 și trebuie să luăm startul la Harghita ca să ne asigurăm și pe hârtie titlul la Cupa Suzuki. Clasat la numai 1,1 secunde în spatele lui Vlad Cosma, Mihai Manole a completat podiumul categoriei două roți motrice și a bifat victoria în clasamentul rezervat piloților debutanți, în timp ce la clasa 9, pe pozițiile 2, respectiv 3, s-au situat Alexandru Ardereanu și Sabo Ciongor. Acesta a fost vârful ierarhiei la penultima etapă din sezonul 2015. Victorie categorică și titlul de campion pentru Simone Tempestini, un rezultat previzibil prin prisma desfășurării acestui sezon. În ultima etapă a sezonului se anunță dueluri de zile mari pentru celelalte două poziții pe podiumul clasamentului general, lupta fiind în principiu deschisă oricărui rezultat. În Cupa Dacia, victoria a revenit în premieră în acest sezon lui Adrian Drăgan, care datorită acestui rezultat a urcat pe locul 2 în clasamentul sezonului și are șanse la câștigarea trofeului. Pentru noi a fost un raliu perfect, am câștigat ceea ce ne-am și propus. Rămâne încă lupta pentru titlu, este în pending. Așteptăm să vedem ce decizii ia organizatorul privind punctajele. Am mers cât am putut noi de bine. Acum, pe final, am încercat să conservăm avansul de aproape un minut. Nu am vrut să mai riscăm nimic. Raliul a fost destul de tricky, tehnic și foarte rapid. Dar cred că ne-am atins obiectivul, ca să folosesc limbajul fotbaliștilor. Câștigătorul a fost însoțit pe podiumul de premiere de juniorul Norbert Maior și de liderul clasamentului Bogdan Talajman, cel care păstrează prima șansă la titlul sezonului. Și la clasa 11 s-a aflat numele campionului după a patra victorie din sezon, Romulus Preda judecându-și titlul categoriei. Pe locurile 2 și 3 la clasa 11 s-au clasat la raliul Iașiului Codnari Dorin Banciu și Paul Ciubotariu. Acesta a fost filmul raliului Iașiului Codnari penultima etapă a sezonului. Actul final al campionatului național de raliuri Dunlop se va desfășura între 8 și 10 octombrie în Harghita. Raliul Perla Harghita, etapă de coeficient 0,8, va pune punct unui sezon cu 8 etape dominat autoritar de deja campionul național Simone Tempestini. Eu sunt Alexandru Tămășescu și până la următoarea întâlnire cu raliurile vă spun la revedere!